Este vreme perfectă pe litoral. În termometre au fost înregistrate astăzi 30 de grade Celsius. Oamenii profită la maxim de vremea frumoasă și stau la plajă toată ziua, însă razele soarelui pot fi extrem de periculoase dacă nu ținem cont de sfaturile medicilor. Protecție cu creme de fotoprotecție de calitate. Eu spun 50+, pentru că un 50+ ne protejează undeva la 10-20%, deci este foarte periculoasă și căldura și lumina solară. Și această cremă trebuie reîmprospătată la 4 ore, așa spun producătorii. De asemenea, trebuie reîmprospătată când se iese din apa mării, pentru că chiar dacă este waterproof, este o chestie doar de publicitate și nu e atât de rezistentă la apă și trebuie reîmprospătată. Specialiștii avertizează că expunerea la soare presupune un efort considerabil, pe care organismul îl face ca să se adapteze la noul mediu. Folosesc foarte multe produse pentru protecție solară. Am văzut că aveți și o pălărie. Asta, da, protejează foarte mult, da. Cremă, ulei. Stați pe toată perioada zilei? În curs o miez, de obicei nu. Rațiune, 50% cu cremă. Și sub umbrelă. Dacă vă doriți totuși să vă petreceți toată ziua la plajă, e bine să vă luați măsuri de protecție sporite, fie să stați sub o umbrelă, fie să folosiți cremă cu protecție solară. În timpul expunerii la soare secretăm endorfine. Sunt substanțe care ne fac să ne simțim bine. Din acest motiv, este simplu să stai mult în razele fierbinți, fără să-ți dai seama de pericol. Cei mai expuși sunt însă cei mici. Este vorba și de copii. Lăsați ore în șir pe plajă, radiația ultravioletă se acumulează în cursul vieții și, din păcate, patologia care apare în jurul vârstei de 40-45 de ani, cu bolile acelea terminale foarte grave, pot fi determinate de soare, le luat în copilărie. Riscul este mai mare pentru cei cu pielea mai deschisă la culoare. În cazul lor, o arsură solară poate să apară după 15 minute de la momentul în care s-au expus razelor, fără să folosească o protecție UV, arsură care nu se vindecă, decât la suprafață și poate produce cea mai gravă boală a pielii, melanomul. Deci, cancerul de piele, care poate fi foarte agresiv, melanomul, poate să apară după o vară în piele sănătoasă, nu neapărat pe o aluniță prezent, adică un F pigmentar, o aluniță numită popular. Din acest motiv, atrag atenția că nu este suficient să fim fericiți și liniștiți pentru că nu avem NF pigmentar pe piele și atunci să spunem că eu pot să mă expun oricând, fiindcă 80% din cancerele de piele agresive apar în piele sănătoasă după o perioadă de expunere susținută. Chiar și cu protecție solară, tot este mai bine să evitați să stați la soare vara între orele 11 și 16.